Salut și bine ați venit pe canalul Pasional de Gătit. Astăzi voi face o rețetă tot post, pentru că încă nu am terminat luna de post. Așa că m-am hotărât să fac batoane cu mac. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Nu uitați, stați pe capul. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. 500 g făină, 100 ml apă, 25 g drojdie, o lingură sare, o lingură zahăr și 80 ml de ulei. Pentru topping voi avea nevoie de o lingură de făină, o lingură de mac și 50 ml de apă. În bol am 400 de grame de făină. Voi începe să pun lingurița de sare și lingurița de zahăr. Și voi mesteca toate trei ingrediente bine. După ce le-am amestecat foarte bine cele trei ingrediente, voi face loc pe mijloc. Pentru a adăuga cele 25 de grame de drojdie. După voi adăuga puțină apă călduță. Și voi începe să frământ cu lingura. După 2-3 minute voi începe să frământ cu mâinile libere, fără mănuși. Voi pune treptat apă și voi frământa în continuare. Am frământat, a luat 10-15 minute. O să adaug 80 ml de ulei și voi începe să frământ din nou timp de 10-15 minute. Aluatul trebuie frământat circa 30-40 de minute pentru a fi omogen aluatul. Dintr-o linguriță de făină și 50 ml de apă, voi face acest amestec pentru a unge batoanele înainte să fie puse la cuptor. Pun ibricul pe foc, pun 100 ml de apă, cele 3 lingurițe de zahăr, voi amesteca și voi obține un sirop. Observați că aluatul a dospit foarte bine și și-a mărit și volumul. Acum presărăm un pic de făină pe blatul de lucru, împărțim aluatul în 8-9 părți egale și luăm fiecare parte de aluat și le vom întinde. Întindem foarte bine aluatul. Rulăm strâns pe lungime fiecare dreptunghi de aluat și le așezăm în tavă tapetată cu hârtie de copt.
Tapetați tava cu foaie de copt. Lăsăm batoanele la dospit circa 30 de minute într-un loc călduț. După ce am lăsat 30 de minute să crească batoanele, aici am o compoziție de o linguriță de făină și 50 ml de apă călduță. Am amestecat-o foarte bine. Voi începe să ung fiecare baton în parte. Pentru cei care nu țin post, poate să folosească un ou. Se ung aceste batoane pentru a prinde o crustă foarte bună. După ce ungeți fiecare baton cu acest amestec sau cu ou, este o rețetă de post, începeți să presărați câte un pic de mac. După ce terminăm, punem la cuptor la 200 de grade pentru 25-30 de minute. Înainte să le scoateți de la cuptor, trebuie verificate cu o scobitoare să vedeți dacă în interior este gata. După ce sunt gata batoanele, le putem unge cu acest sirop făcut din 100 ml de apă și 3 lingurițe de zahăr, lăsat să se răcească și după putem să le ungem imediat după ce sunt scoase de la cuptor, fierbinți. Rețeta mea de post, batoane cu mac, este gata. Vă doresc poftă bună și spor la gătit. Până data viitoare, să ne auzim cu bine.